Și mănăstirea Ctitorie Voievodală Sfântul Ștefan din Vad și-a sărbătorit joia aceasta ocrotitorul. Sfânta liturghie a fost oficiată de înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, pe o scenă special amenajată. Noi, cei ce facem parte din această arhiepiscopie, avem un motiv în plus să aducem cinstire Sfântului Ștefan cel Mare, pentru că eparhia noastră a fost ctitorită de el. Biserica din Vad și Biserica din Feleac, ctitorii ștefaniene, sunt cele care temeluiesc istoric arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Iată câteva motive care ne fac să venim la Vad pe 2 iulie, să-l cinstim pe Sfântul Ștefan cel Mare. E foarte bine că Ștefan este sărbătorit, este bine că este un sfânt român și avem acolo sus un sprijin și să ne gândim mereu cu evlavie la Ștefan cel Mare, că biserica lui Ștefan cel Mare a fost unul dintre darurile pe care Transilvania le-a avut și pe care eu cu iubire de neam și de țară am venit aici să o studiez și am scris de nenumărate ori despre ea. În curând vor începe lucrările de construcție a ansamblului de chilii. A mulțumi tuturor celor care ne-au ajutat. O să fac tot cum am făcut-o și până acum, nu voi da nume, pentru că milostenia trebuie făcută în ascuns și nu trebuie să știe stânga ce face dreapta. Și am mai spus lucrul acesta, sunt oameni care ne-au ajutat mult de când suntem aici la Vad și care au dorit să nu le fie pomenit numele. Și de aceea mulțumesc tuturor celor care ne-au fost de ajutor de când suntem aici. Așezământul monahal Ștefan Vodă din comuna Vad, județul Cluj, a fost reactivat în urma unei hotărâri luată în luna noiembrie 2011, în ședința permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Clujului.